Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre energia intimă dintre voi doi, dintre voi și o anumită persoană. Va trebui să alegeți între. Haideți să vedem opțiunile. Așa, încep cu roșu. Așa simt eu astăzi nevoia. Deci aveți de ales între acest globuleț roșu. Iată această aquamarinul. Și broșa. Acum, de când m-am mutat, nu mai am așa multe opțiuni să vă arăt. Dar, le repet, încerc să le alternez. Da? Vă puneți pauză, vă alegeți. Uitați bine. Ia să pun eu un pic pe alb. Ia, poate e mai bine așa. Poate vă ajută să le vedeți mai bine, dar eu zic că vă ajută. Eu vorbesc normal. Vă rog frumos să dați volumul mai tare. Nu pot să țip. Chiar nu pot, mai ales aici la bloc. Dacă eram acasă, puteam să țip, poate, dar nu e normal să țip la etalare. Așadar, și încă ceva, înainte să încep etalarea, în timp ce mă pregătesc pentru numărul 1, o să vă rog frumos, dacă nu aveți încredere în cum amestec, că nu vedeți voi cum amestec cărțile, acum s-ar putea să vedeți în poziția asta, dar în anumite poziții poate nu vedeți. Nu mai comentați. În momentul în care nu aveți încredere în cineva, n-are rost să mai ascultați. Acum, haideți să vedem. Aș vrea, înainte să folosesc aceste de cărți, să vedem energia generală dintre voi doi. În timp ce am amestecat aceste de cărți, prima oară a apărut Regina de Cupe. Asta spune că există dragoste, există sensibilitate, există romantism, o doză destul de mare de romantism, dorința de a vă vindeca, de a vă alina unul altuia rănile, de a vă hrăni și de a vă proteja. Și apoi, în timp ce am mai continuat să amestec, a apărut steaua. Steaua iar susține această dorință de vindecare, dar nu vorbește despre faptul că există o distanță între voi, că există speranță, chiar dacă e distanță, există speranță și există, cu Regina de Cupe, care e foarte intuitivă, și cu steaua, există acea senzație profundă, fină și fină, dar și puternică în același timp, gen intuiție. Dar nu aș spune muza intuiție, este ceva, plutește în aer, apropo de astea, plutește în aer, senzația că sunteți predestinați într-un fel sau altul. În plus, vorbește despre un personaj, cel puțin unul dintre voi, care lucrează în public. La capătul setului de cărți, probabil că nu vedeți, dar cineva vrea să vină. Vrea să vină și să comunice cu voi, vrea să vă cucerească sau să reaprindă flacăra dintre voi în cazul în care despărțirea v-a mai temperat. Vrea să comunice. Probabil că această comunicare va veni într-un mod neașteptat. Rămâne de văzut dacă în ianuarie, undeva în zona necunoscutului, nevăzutului, dacă în ianuarie sau când se va întâmpla, pentru că s-au vărsat lacrimi, există un regret că nu s-a manifestat această dragoste. A fost o luptă interioară și din partea unuia altuia, unul se exprime adevărul, celălalt se exprime altfel de adevăr, dar care ține de emoțional, s-a fugit de dragoste, s-a dorit împăcarea, dar sunt lucruri care țin de nevăzut. Adică stări interioare ale unuia și ale altuia. Hai să mai amestec. Vedeți? Da. Situația dintre voi în această perioadă. N-aș spune musa în ianuarie, am zis în această perioadă, pentru că totuși etaloarea este atemporală, oricum poate fi văzută. Ia uite, 6 de spade. E o distanță care se vrea parcursă, dar e foarte interesant, se vrea parcursă împreună. Dacă au fost probleme pe care le-ați trăit separat sau împreună, se vrea detașarea ambilor de aceste probleme. Interesant. Se dorește reechilibrarea situației prin reciprocitate. Da. În această perioadă și unul și altul vă gândiți la celălalt.
Și unul și altul. Unul are coșmarul, altul se roagă coșmarul. Exagerez, poate. Gânduri prea sumbre, prea multe griji. Puteți să vă schimbați pozițiile. Odată are unul grijă, odată are celălalt. Pentru că așa este într-o relație de suflet, chiar dacă vorbim de energie intimă, dar nu știu de ce, pentru că, adică știu de ce, pentru că a apărut regina de cupe. Asta mă face să cred că este și suflet, nu doar atracție fizică. Se vrea echilibrarea situației, 2 de 6, se vrea vindecare prin întâlnire, prin acest drum care să vă aducă împreună și să mergeți împreună spre zone mai frumoase, spre zone calde, împreună să mergeți. Da? Și unul și altul să vă echilibrați, repet, și să ieșiți din griji, schimbându-vă această perspectivă, dar această perspectivă o schimbați doar prin credință. Am văzut stea, am văzut această speranță că țineți foarte mult de această speranță că va fi bine și că se va manifesta. În continuare, 8 de monede. Poate că unii dintre voi vă concentrați pe muncă ca să uitați de aceste gânduri, de această așteptare, de această stagnare, dar 8 de monede sugerează și faptul că iar se vrea, de către amândoi, da? Să vă implicați în momentul în care va permite situația să vă implicați. La capătul setului de cărți, asul de spade, se va comunica. Iar este o zonă a nevăzutului. Este un adevăr pe care îl înțelegeți, că țineți unul la celălalt, că aveți sentimente. Chiar dacă s-a fugit. S-a fugit după o separare, interesant. S-a dorit construcția. A fost o separare neașteptată, ori o întâlnire neașteptată care v-a șocat și v-a făcut pe unul dintre voi, v-a speriat să fugiți. Dar afară de întâlnire, cred că a fost și o separare bruscă. Da, se dorește eventual împăcarea cu valetul de cupe și exprimarea de fapt a motivelor pentru care s-a fugit, să zic. Hai să vedem, este o situație, situația de acum. Din punct de vedere intim, interesant, 10 de băte. Vă doriți să vă implicați și unul și celălalt, da? Și unul și celălalt. Vreți să te puneți tot efortul posibil ca să vă mulțumiți, să vă satisfaceți, evident, și din punct de vedere intim. Poate vreți să beți o cafea împreună, că tot îmi beau cafea. Da, 3 de cupe și renașterea, să vă întâlniți și să vă împăcați. Sau să renașteți ce părea că se pierde, de-aia v-ați făcut griji în acea perioadă de tăcere, de stagnare, de îndepărtare. Energia intimă dintre voi doi, numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Voi și cealaltă persoană. Energia intimă. Hai să vedem. Ah, ce mai bine? Împăratul. Iar probabil că energia masculină a dorit să se controleze, a dorit să aibă într-un fel sau altul controlul, dar și-a provocat dureri, a provocat... E extraordinar împărăteasa. Sunteți cuplu divin. De-aia nu renunțați la această speranță și la această idee, pentru că știți că sunteți unul pentru celălalt făcuți. Chiar dacă doamna a suferit foarte mult, în mod special, sau energia feminină, neapărat doamna, energia feminină a suferit din cauza autocontrolului exagerat a energiei masculine, să zicem. Că poate sunteți două femei sau doi bărbați, deși în general nu citesc pentru asemenea situații, dar se pot potrivi. Nu aleg eu ascultătorii, ale ascultătorii mă aleg și atât timp cât mă respectă și apreciază, e tot ok. Am zis, da, hai să și tăiem. O dată, de două ori, de trei ori, energie intimă. Dintre voi, soarele, ah, ce frumos. 3 de spade, ah, se vede că a suferit. Asul de spade, revine asul de spade. Dar este o suferință din cauza faptului că cineva a plecat. Eu cred că ține mai mult de plecare, de distanță, de fugă, de emoții, de intensitatea emoțiilor, dacă a fost un turn șocant, da? Șocant de intens.
Și 8 de monede, interesant, apare a doua oară. De două ori, asta îmi place când folosesc două seturi de cărți. Apar dubluri care accentuează anumite energii. Asul de spade și 8 de monede. Nu știu de ce, chiar nu știu de ce multă lume, da, nu știu, bă, știu ce fel de lume. Consider acest as de spade ca fiind o plăcere pentru extravaganțe, l-aș denumi, da, în viața privată, în viața intimă, dar eu nu cred că vă doriți să vă legați, ci vă doriți mai degrabă să vă deslegați, pentru că logic, că vorbim de logică la asul de spade, logic, asul de spade reprezintă rațiunea, mintea, da? Logica. Și spada în sine n-are cum să lege. Spada taie. Și atunci, ideea este să vă tăiați, să vă eliberați de durerile pe care poate vi le-ați provocat unul și altul. În momentul în care v-ați separat, în momentul în care ați stat, da? Se vede că ați suferit, da? În momentul în care lucrurile n-au mai avansat. Eventual, dacă cineva, unul dintre voi, poate nu, dar dacă, sunt cazuri, cineva a încercat să se ducă în altă parte, a rămas cu o oarecare dezamăgire. Dar cred mai degrabă că această suferință, trei de spate, reprezintă faptul că, da, unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi, sunteți într-o legătură karmică, aici sunt trei persoane, da? Trei persoane și apare această înțelegere că nu pot să fiu cu două persoane. O persoană nu poate fi cu două atât timp cât e dragoste, am văzut Regina de Cupe, și cuplu divin, energie divină între voi și confirmată de acest soare. Soarele, în general, da, reprezintă tot ce mai frumos, împlinirea tuturor dorințelor, fericire maximă, emoții intense, căldură sufletească, dorința de a crește, de a manifesta abundență, abundența prezentă prin împărăteasă și soarele protector prezent prin împărat. Și aceasta este energia voastră. Chiar dacă este mentală, voi știți că împreună n-aveți cum să fiți decât fericiți. Chiar dacă nu sunteți împreună, dacă sunteți împreună, mă bucur pentru voi, slavă Domnului că ați trecut prin niște încercări, că vă puteți bucura de acest azi, de acest nou început, în care sufletele voastre se unesc ca într-o singură flacără. Și repet, nu este doar pasiune fizică, nu este doar atracție carnală, nu este magnetism. Care era cuvântul magnetism? Instinctual, să zic. Nu. Sunt două flăcări care se simt într-un singur trup. Probabil că aveți marcaj, n-au apărut foarte multe cărți de apă, dar am văzut Regina de Cupe, probabil că totuși aveți un marcaj pe semne de apă, dar în această etalare, fiind etalare intimă, în această perioadă se manifestă dorința de a clarifica o dezamăgire, o durere, nopțile pierdute, repet, stagnarea. Și această clarificare nu poate să vă aducă decât fericire. Și fericirea, voi știți, sunteți conștienți, sunteți treji, da? E o trezire, este o trezire. Sunteți treji, știți că nu poate fi susținut soarele decât prin muncă. Energia masculină, în mod special, vrea să fie extrem de romantică cu doamna. E ocupă aici, într-adevăr, e ocupă. Dar e și un trandafir. Da, semne sunt din toate semnele, să zic. Și apă am văzut și, în mod special, aer, pământ, foc. Dar, apă, 10 de cupe, măi, deci ce poate fi mai frumos? Energia voastră, schimbare de energie, este ce nu se vede, da? Ce nu se vede? Faptul că unul dintre voi își dorește foarte mult să fiți împreună, să simțiți această legătură spirituală. Repet, dacă
Dacă, pentru anumite categorii dintre voi, există și căsătoria, există o atracție în afara căsătoriei, se dorește rezolvarea problemei, într-un fel sau altul, eliberarea, da? De relațiile care vă țin la distanță, pe loc. Dar ce poate fi mai frumos decât această dorință de a schimba energia? Și de a putea să, de a reuși să fiți vulnerabil în fața unuia și celuilalt, da? Ca să vă puteți vindeca. N-ai cum să manifesti vindecare dacă nu ți exprimi durerile cu alte cuvinte, dacă nu ești vulnerabil. Dar ce frumos, 10 de cupe, întotdeauna la succes, varianta mică a soarelui, da? Un cuplu fericit, într-o grădină, în grădina voastră, pentru care trebuie să munciți. E ceva de lucru. Mai vreți câteva cărți? N-am vorbit mult? Hai să mai luăm încă o carte. Până la urmă, ce se manifestă? 6 de monede. Interesant că apare acești 6 de monede. Se va echilibra situația. În ce fel? Repet, poate printr-o comunicare. Într-un fel, veți vedea, variază de la om la om, dar se va echilibra situația. Doamna l-așteaptă pe domn ca pe, în mod special, energia feminină l-așteaptă. El știe, intuiește. Am zis, este un cuplu divin, un cuplu care se merită, care se apreciază, în care se apreciază unul pe celălalt. E a doua oară când se dublează cărțile, 6 de monede. Da. Asta veți reuși. Să echilibrați situația, să primiți ceea ce așteptați de mult timp. Vă este dor, vă este poftă, doamnelor sau energiilor feminine. Așteptarea vă face și mai doritoare. Și el știe, da? Și el știe. Și el dorește. Dar au trebuit sau trebuie rezolvate aceste legături și dezlegarea de legături. Trebuie manifestat adevărul, sinceritatea, dreptatea. Cu alte cuvinte, echilibru, balanța. Balanța dintre lucruri, nu neapărat zodie, deși poate să fie, dar balanța. La capătul setului de cărți, n-a tot. Iau-te, judecata, renașterea. Poate că au fost gelozii, poate au fost neîncrederi. Unul posibil să fie mai gelos decât celălalt sau cei doi împreună fiind atât de frumoși, de fericiți, alăturați și 10 de cupe, da? Care s-a pierdut pe aici. Cei doi fiind atât de fericiți, de radianți, de puternici, unul cu celălalt, să trezească multe invidii din partea fostelor, fanilor, dacă aveți, sunteți persoane publice, fanii, da? Vai, cum? S-a dus cu ea și nu cu mine, vai! S-a dus cu el și nu cu mine, știți? Ideea este că, după o perioadă de conflicte, de probleme, se reface legătura, pentru că legătura este divină, nu are cum să fie ruptă în totalitate. Ideea este că se reface, ca și când coaseți un material care începe să se deșire, da? Și mergeți mai departe, 8 de bâte. Și vă hrăniți unul pe altul, vă susțineți, ca să urcați înspre cer, înspre soare. Foarte frumos, foarte frumos. Mă bucur pentru voi. Acum o să pun cărțurile acestea de o parte și mă pregătesc pentru numărul 2. Dragii mei, în cazul în care ați ales, poate că ascultați în continuare, în cazul în care ați ales un alt număr pentru o altă persoană, că poate sunt mai multe persoane care vă atrag. Nu neapărat că vă culcați cu mai multe persoane, asta n-ar fi nici sănătos, nici frumos, nici corect. Dar poate vă mai place o altă persoană, numărul 2. Bine ați venit! Haideți să vedem, înainte de a începe să investigăm energia intimă dintre voi, să vedem, în timp ce am amestecat prima oară setul de cărți, sper că mă vedeți, da? A apărut magicianul.
Magicianul se dorește manifestarea. Un început în forță, în care aveți toate resursele ca să manifestați ceva special pe termen lung. Sau, că o fi lung, că o fi scurt, măcar să fie ceva special. Pentru că magicianul îi place să impresioneze, da? Să șocheze, să atragă, da? Toată lumea când se uită la magician să pice pe spate, nu știu de unde a venit channelingul ăsta, dar canalizarea asta, dar de undeva vine. Deci, am văzut magicianul și l-am văzut de două ori, dar între timp au apărut alte cărți, da, probabil că este o așteptare, sunt niște secrete, este o tăcere. Eventual, secretele și așteptarea au determinat blocajul în comunicare a unuia, a altuia sau ambilor, ambii v-ați blocat odată unul, odată celălalt, da? În acest blocaj, în această tăcere, unul dintre voi trebuie să se conecteze la intuiție, celălalt e foarte conectat la intuiție, este bine ancorat în planul subtil, în planurile subtile și în subconștient, dar celălalt nu. Celălalt are tendința să fie foarte precaut în felul în care investește în relații. Și această precauție probabil a deranjat pe cel care este mai intuitiv, care știe că ceva se va întâmpla. Interesant este casa de Aquamarino, despre care v-am mai spus și știți deja că reprezintă și mintea și sufletul. Trebuie să fiți și cu gândurile și cu emoțiile pozitive dacă vreți să manifestați ceva frumos. Dar sunt multe emoții între voi. La capătul setului de cărți, afară de emoții, se vede și o atracție foarte mare. Este o nouă etapă, se dorește. În zona subconștientului sau nevăzutului se dorește o nouă etapă în relația voastră. Se dorește ca să munciți, unul dintre voi să muncească, să cucerească o persoană care are o oarecare autoritate și conștiință de sine. Nu de mod de îmi place. Nu îmi place musa că e singură, ci îmi place că nu are nicio problemă nici cu singurătatea, se respectă, se îmbracă frumos, decent, dacă nu frumos, se ocupă de monezile sale, de bani, și administrează bine resursele și reușește. Încet, uneori încet, altor mai iute, depinde cum bate vântul și cum primește inspirația, dar comunică. Probabil că acest personaj este cel intuitiv. Comunică și cu alte sfere și cu alte dimensiuni, da. Opa, așa, este un împărat aici, este o energie masculină divină. Teoretic ar trebui să fie divină, rămâne de văzut dacă s-a descoperit și a descoperit divinitatea sau urmează și o descopere. Dar, trecând peste acest aspect pe care nu toată lumea îl manifestă, evident, este o persoană încăpățânată cu autoritate, care evident că se cam uită, ia uite ce frumos se uită, se cam uită la preîmpărăteasă. Ar spune așa în gândul său, dar de ce ești tu singură când poți să fii a mea? Da? Și are gânduri, pentru că are această atracție, are gânduri să depășească blocajele și să vină și să cucerească, să o cucerească pe cea care nu este a lui. Interesant. Dacă e o distanță, vrea să fie străbătută această distanță. Și interesant cum a venit și mesajul mai devreme, probabil că șase de bâte impresionează, ca și magicianul impresionează, vrea să câștige cu orice chip și va folosi niște tehnici. Interesant, hai să vedem niște tehnici, hai să vedem ce alte energie mai vin. Energia dintre voi în această perioadă, numărul 2. Interesant, beau a doua cafea și mă gândesc la trezire. La numărul 2, unul a fost altă energie, dar acum, bând cafea, mă gândesc la trezire. Ceva trebuie să se trezească. Extraordinar! A treia oară când văd eu magicianul și e prima oară când apare magicianul și regina de cupe. Nu e obligatoriu să fie geamă, poate să fie și născut în ianuarie, poate să fie, da?
și berbec, poate să fie orice zodie care vrea să manifeste ceva special, nu știu de ce simt extravagant. Dar, pentru că acesta este reprezentat de un bărbat, aș spune că energia masculină care vrea să impresioneze energia feminină. Foarte intuitivă, cum am văzut mai devreme și cu Marea Preoteasă. Foarte intuitivă, foarte sensibilă și foarte plăcută. Și generoasă și protectoare și mămoasă, aș spune, deși vorbim de energie intimă, dar merge și în zona intimă această vibrație. Pentru că uneori se manifestă. Dar dorința de a merge mai departe, de a mai, unul dintre voi se vrea căsătorit cu celălalt. Unul dintre voi se vrea căsătorit cu celălalt. Chiar dacă sunt blocaje, se vrea să depășiți aceste blocaje, concurență, lupte, ce nevoie, da? Unul dintre voi se vrea căsătorit cu celălalt. Cum am zis mai devreme, nu știu dacă împăratul o vrea pe preîmpărăteasă sau dacă acel împărat este energie masculină prezentă într-o femeie, dar unul vrea ca celălalt să fie al lui. Un sentiment de sentiment, nu știu dacă e sentiment sau eu nu îl manifest ca să îl înțeleg exact. Ia uite, 6 de bâta, iar apare dorința de a cuceri, de a impresiona, de a peți eventual. Da. Dar trebuie depășite confuziile, rănile și manifestat un drum. Un drum de eliberare mentală, în primul rând, că am zis, este minte și emoție. Dacă stai într-un mediu negativ, vei manifesta anumite lucruri, inclusiv emoționale. Am zis, unul este foarte posesiv față de celălalt. Extrem de posesiv. Sunt curioasă cum iese energia din punct de vedere intim. Extrem de posesiv. Dăm o carte, totuși. Energia dintre voi. Posibil, astea sunt prea multe, dar apare faetonul, iar și soarele, dacă vedeți. Faetonul și soarele. Da, se vrea victorie, se vrea. Iar fericire, împlinire, satisfacție. Unul dintre voi știe că celălalt îl va ierta. În general, energia aceasta, cine este reprezentat, bărbat, femeie, de această regină de cupe, are capacitatea de a ierta. Chiar dacă au fost ceri, chiar dacă au fost așteptări, iau, de 0 și 1. 0 și 1, iar 6 de spade. Conflicte, jocuri mentale, că tot a fost magicianul, dar datorită unor secrete, unor confuzii, nu s-a spus faptul că celălalt este fericit, ci a creat confuzie. Și a creat jocuri mentale. Dar cam așa se întâmplă când cineva vrea să posede o persoană. Îmi pare rău, pentru că există potențial de dragoste aici. Există un potențial, poate chiar de cuplu divin, într-o formă sau alta. Ori un suflet pereche darmic, ori o flacără geamănă variază. Pentru că ambele sunt divine, da? Însă, unul are foarte multe de învățat de la acea mare preoteasă. Am zis, trebuie să-și deschidă sufletul, să intuiască și să se elibereze eventual de tendința de a acapara, de a poseda, de a avea, de a domina. Probabil și în pat. Hai să vedem. Energia intimă dintre cei doi. Uite, ce apare? 10 de spade. Da, se simt și împărăteasa, interesant. Da, se vrea abundență. Împăratul și împărăteasa există, am zis, potențial de cuplu divin. Sau, dacă ambii sunt de acord, se pot căsători în timp. Dacă sunt ambii de acord. Nu e suficient doar unul, da? Dar au fost niște trădări în viața unuia, în viața altuia sau între voi doi. O suferință care, peste care trebuie să treceți. Dar este foarte interesant, dacă a fost o suferință între voi doi, provocată de acea tăcere, de acea stagnare, care a trebuit explicată,
ca să poată fi iertată și să puteți merge mai departe. Foarte interesant. Văd mai degrabă dorința de a impresiona și mai puțin de a-și cere scuze. De reținut. 3 de cupe. Da? Schimbarea energiei către 3 de cupe. Mare grijă, iar înseminarea. Nu? Este un ou aici. Cineva ar vrea ca cealaltă persoană să rămână gravidă ca să o aibă. Ce apare aici? 8 de bâte, iar. Iar pentru că ce-i fi zis, iar nu știu. Iar pentru că am văzut și la numărul 1. 8 de bâte, dorința de a vă hrăni unul pe celălalt, cu senzații, cu plăceri, cu satisfacții. Dar nu este doar unul care vrea să fie satisfăcut, ci vrea să și ofere. Dar să și creșteți împreună, e o scară, să urcați, să transformați relația de la apropiere turpească la mai mult eventual. Este și un ritual interesant. Măi, dar ce cărți apar aici? Ia uite, zero. Da, zero și magicianul. Iar apare zero și aici, da? Foarte interesantă sincronizarea. Și, da, se dorește să o luați de la zero, pentru că unul simte că este predestinat acestei relații. Probabil întâlnirea dintre voi va fi foarte profundă și din punct de vedere emoțional și intensă fizic, dar și profundă. Vă va alina, vă va vindeca multe răni sufletești în momentul în care veți fi împreună. Știți că se poate. Nu se mai amestec. O dată, de două ori, de trei ori. Dar cine va comunica, posibil totuși energie masculină, deși nu e obligatoriu, cine va comunica și va genera întreg acest proces de reconstrucție, aș spune, vai, asul de cupe, măi, și patru de bâte, se dorește stabilitate prin dragoste. O relație stabilă, bazată pe dragoste, autentică, sinceră, pură, va veni mesajul într-un mod neașteptat. Asta vreau să zic. Spânzuratul, l-am văzut mai de... Ce-am văzut? Nu, am văzut... Nu, am văzut la numărul 1 spânzuratul. Ce-am văzut mai devreme? 7 de monede. Tot o așteptare. Spânzuratul. Turnul. Iar energia aceasta neprevăzută. Ori gelozia, o gelozia cuiva este foarte mare. Numai gândul că această regină de cupe ar putea să fie cu altcineva. Și nu neapărat să se culce. Pur și simplu, să-i ofere atenție, compasiune, empatie. E un personaj foarte gelos aici. 7 de spade, interesant. Și regina de spade. O să clarificăm ce acest 7 de spade. Deci energia dintre voi. Dacă unul dintre voi mai are o relație care trebuie încheiată, posibil aceia sunt geloși, dar nu e doar asta. Cine vrea să vină să cucerească energia masculină, aș spune? Da, asta simt. Dacă mai este cu altcineva, nu se mai apropie de persoana respectivă, ori s-a apropiat din ce în ce mai puțin, ori nu se mai apropie pentru că vrea să vină să comunice, da? Regele și regina de spade sau regina de spade și cavalerul, puteți să fiți cei doi care comunicați eventual pe telefon online într-un fel sau altul, aveți un video call, un voice call, ceva și se vrea prin această comunicare manifestarea energiei, dar energia dintre voi deocamdată intimă este stagnantă. Nu se întâmplă nimic cu spânzuratul. Visați. Poate și unul, poate unul, poate celălalt, poate amândoi se stimulează visând la celălalt, dar iar interesant, iar văd funii. Da, eu cred că el este foarte gelos și o vrea cu tot din adinsul pe femeie. O vrea cu tot din adinsul pe femeie.
Ce mai simt aici? Simt că această doamnă posibil să trebuiască, dă-i despre de mi-aduc aminte că am văzut, să trebuiască să aleagă între două persoane. Și dacă acest personaj află că ea comunică cu altcineva sau că se mai gândește nici măcar așa, sau simte că ar fi atrasă de altă persoană, simt că ar putea să vină într-un mod neașteptat. Dar aș vrea foarte mult, după o perioadă, 5 de monede și 5 de spade, da? Repet, de jocuri mentale, de abandon, se dorește. Uite, este o căsătorie în viața unuia, este un triunghi amoros în viața unora. Dar se dorește căsătoria cu această persoană. Nu știu de ce așa simt. Hai totuși, aici simt nevoia, dragii mei, să clarific în primul rând 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Clarificăm 7 de spade la numărul 2. Măi, dar ce energie! Deci, între voi, situația cam stă pe loc. Repet, ar fi... Cred. Și unul și altul. Vă gândiți la celălalt și vă mai stimulați. Da? Însă, el o urmărește pe ea. El o urmărește. Cum o urmărește, el știe. Și repet, o vrea legată de gria lui, de pământul lui, de sămânța lui. 7 de spade. Ups. Iar, figură geloasă. Măi, dacă te gelozie aici. Cavalerul de cupe. Ar vrea să spună ce simte, dar nu spune. Am zis, ar vrea să spună ce simte față de această persoană, față de regina de cupe, dar nu spune. Își închipuie. Poate pentru că e luna, sunt închipuiri, mai ales noaptea. A, dacă e cu altcineva. Mamă, ce o fi făcând cu ea? Ce o fi făcând? Ei, și nu-i fac eu. Ceva de genul ăsta. Că nu pot să vorbesc prea direct. Trebuie să-mi aleg cuvintele. Dar înțelegeți voi ce fel de gânduri am. Da. Ar vrea să scrie și nu scrie. 7. Fuge și de comunicarea clară. Interesant este că apare și o regină de bâte, care în general este tentația. Posibil totuși, am zis, dacă a fost o separare între voi, posibil acest personaj să se fi dus în altă parte. Și acum va veni să comunice eventual, nu știu dacă adevărul, dar va veni să drege, da, să refacă situația dintre voi. Însă, pentru că a fost stagnare datorită unei aventuri, unei separări, posibil asta. Doi, ori e în viața uneia sau celuilalt, eu cred că sunt ambele. Ori în viața lui, în viața ei este un personaj gelos, dar în plus și acest personaj, măi, eu așa simt că acest personaj, iau, te-ați urmărește, o spionează, acest personaj simte, posibil să fie și căsătorit, da, apare și 7 de monede, 10 de monede. Acest personaj e foarte gelos. În primul rând, faptul că este independentă, că am văzut 9 de monede. Dacă cealaltă persoană independentă este singură, își face niște griji teribile. Dacă se duce ea cu altcineva, da? Dacă se duce cu altcineva și mă părăsește, 7 de spade, mă părăsește și nu mai simte pentru mine, nu mai... Da. Chiar dacă el s-ar mai duce cu alte persoane, eventual, deși, da, posibil să fie această energie a trecutului sau unui obicei. Rămâne de văzut dacă îl va menține. Însă, energia dintre voi. Da, vor fi niște discuții neașteptate. Clarificăm, te rog frumos. Măi, da, ce energie! Magicianul.
Probabil cât timp o urmărește și închipuie. Vai, dar ce momente grozave o să avem, cum o să fie doar a mea, iar 10 de monede de stabilitate. Visează. Probabil că și el visează. Cum o va face să fie doar a lui. Și cât de fericit și de satisfăcuți vor fi. Clarifică în turnul. Odată. Interesant. Diavolul, fantastic! Dacă a fost separare, această separare, efectiv, i-a făcut și mai obsedați de voi. Chiar, repet, posibil acest personaj să aibă niște adicții, să aibă niște tendințe să se mai ducă în stânga, în dreapta, dar separarea de acest personaj, de Regina de Cupe, care o văd și Marea Preoteasă, să-i fi transformat într-o... niște persoane absolut obsedați această persoană, de doamnă, de energia aceasta feminină. Obsesiv. Dependent. Regele de spade, dacă vă spune ceva. Regele de spade care, 10 de cupe și regele de cupe. Care ascunde, în general, dragostea pe care o simte. Da, simte dragoste. Acest personaj simte dragoste. Dar arată altceva. Arată obsesie, arată posesivitate sau va arăta. Va arăta. Sau sunt energii pe care nu le vedeți și eu vi le spun, despre care veți afla, le veți descoperi în timp. Încearcă să pară distant, pentru că știe că este văzut de alte persoane, dar în spate, de fapt, are 10 de cupe, nu mai poate de dragoste. 10 de cupe, uite, nu mai poate de dragoste. 10 de cupe și regele de cupe. Își dorește să fie și tandru. Își dorește să fie și... să fiți împreună, clar. Să fiți un cuplu fericit. Dar deocamdată se manifestă distant. Și cred că e mai degrabă o energie care nu se vede. Mai dăm o carte, ce reușiți totuși. Foarte interesant, aceeași carte ca și final, a apărut și la numărul 1, dar mai iau îndrăgostiții. Așa mi s-a părut că au venit împreună. Da, se va echilibra situația, dar va trebui să alegeți. Ori e între două femei, între aventură și voi. Ori ei între voi și persoana karmică, ori voi între două tentații, doi bărbați. Că nu degeaba este acest personaj gelos. Repet, dacă sunteți singure, sensibile, generoase și frumoase și pasionale și atractive, și închipuie cum acest personaj să se gândească doar la mine, mai ales când ne-am separat. Nu pot să cred că se gândește doar la mine. Cu siguranță se gândește, se întâlnește cu altcineva și ce-or face împreună. Măi, eu așa simt energiile. Asul de spade interesant, care vine și la voi într-o altă formă, este nevăzut. Da. Acest personaj chiar dorește cu încăpățânare, își face griji, cum să vă posede. Dar interesant că asul de spade, repet, nu reprezintă legătură în sensul de nod, de adicție, ci o comunicare care ar putea să elibereze. Pe de o parte simt că ar dori să se elibereze de energia karmică ca să vină aici. Da? Dar comunicarea este foarte importantă și după cum văd eu, am senzația că doamna reușește să folosească cuvintele în așa fel încât acest personaj să-și lase sabia în jos, cuvântarea, da, tendința de a ataca, de a se zbate, de a explica, de a nu știu ce. Dar în fața ei, nu, vedeți cărțile, am senzația că acesta se calmează. Pe lângă faptul că o vede foarte sexy și e super atras. Na, cum să nu fii, să nu vezi asemenea personajul, asemenea doamnă și frumoasă și deșteaptă, cum să nu fie impresionat, da? Dar ea reușește, într-un fel sau altul, să-i calmeze și mintea, că e sabia în jos și mintea, gândurile, tendințele acestea impulsive, geloase și exprimarea. Probabil că
în fața ei nu poate să spună toate aceste cuvinte, toate aceste lucruri pe care el le simte. Sau nu poate să-și manifeste gelozia într-un mod atât de vulcanic. Pentru că îl pune la punct. Și nu doar că îl pune la punct, dar evident, când se uită la ea, rămâne mut. Mut, ascultă. Ar vrea să comunice, dar cred că ea va reuși să impună tonul. Eventual să impună mărturisirea unor lucruri, sinceritatea. Pentru că ceva nu s-a spus. Da, nu știu, eu așa simt. Doamna reușește să-l domine, că aici este și sperietura, să zic, frica lui. Să-l domine emoțional și mental. Marea preoteasă, da? Nu cu violență, cu calm și cu inteligență. Pentru cine o fi acest mesaj? Voi știți. Dar interesant că s-a terminat, până strâng cărțile, s-a terminat cu 6 de monede, echilibrarea. Da, și vouă vă este poftă, doamnelor, și vouă vă este poftă de acest bărbat. Și pe voi va atrage, da? Nu este doar o atracție dintr-o singură parte. Însă, îi așteptați. Eventual și voi știți că trebuie să alegeți, dar îi așteptați și pe ei să aleagă. Eu zic, este dragoste. E dragoste, e atracție. Și după cum arată îmbrăcămintea, am senzația, da? 6 de monede, vedeți? După cum arată, cred că e acest personaj îndrăgostiți, e acest personaj. Probabil că, doamnele, vă schimbați coafura des, culoarea părului. Poate că uneori purtați și ceva mai sexy pe dedesubt. Posibil. Posibil. Gata. Numărul 3. În timp ce am amestecat, a vrut să apară 7 de oglinzi, da? Interesant. Eu n-am vorbit până acum, deși am citit și am ascultat de ani de zile despre cele 7 oglinzi eseniene, dar deocamdată trebuie să înțelegeți niște proiecții, de ce v-ați întâlnit cu anumite persoane, de ce v-ați întâlnit cu acest personaj și mare grijă să selectați dintre toate emoțiile pe care le aveți, care sunt cele adevărate și care sunt proiecții, care sunt fantezii. La capătul setului de cărți, 9 de spade și o separare bruscă, faetonul. Faetonul, o întâlnire. Poate cu mașina sau cineva determinat să câștige. Dar a venit, interesant, a venit cu inima frântă, a creat probabil un triunghi amoros, nu obligatoriu. Sau încerca să creeze o casă sau o relație stabilă sau să construiască, dar pe inimă frântă, nevindecată. Și din acest motiv, fundația, frumos, mesajul, mulțumesc mult. Și din cauza aceasta, ceea ce a dorit el să câștige, el sau ea, faetonul, într-un mod destul de brusc. Poate personajul de aici, unul dintre voi iubește viteza. Din cauza că n-a avut fundația corectă, N-a reușit să construiască și a apărut separarea. Separarea care a adus multe griji, multe lacrimi, e o separare. Și pentru că e separare, stați și visați, eventual. Dar, repede, dintre toate visurile pe care le aveți, senzațiile, opțiunile, că dacă sunteți separați acum aveți și opțiuni, trebuie să fiți atenți. Care e realitatea și care e proiecția? Hai să mai vedem situația dintre voi în acest moment. Valetul de spirale sau de bâte. Atracție este. Atracție. 8 de cupe. Ce mă simt? De cupe. Iar 7 și 8, detașarea de iluzii, de cupele goale. Dar să vedem ce înseamnă exact. 10 de spirale și valetul de pământ. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă.
Exact același faeton, același cuceritor, aș spune, cu inima frântă, probabil cu marcaj în balanță în rac, pentru că văd și justiția mat, da? Trebuie să se echilibreze, interesant, că justiția asta înseamnă, de fapt, nu neapărat zodia balanță, înseamnă dorința de a se echilibra, sau capacitatea, sau obligativitatea. Până nu te echilibrezi, nu poți să manifesti ce trebuie. Asta spune Universul. Ori te duci cu inima frântă, ori te duci cu sufletul deschis. Nu te duci cu energie negativă, cu lacrimi, ci te duci cu bucurie, manifesti bucurie. Pe de-o parte, trebuie să se vindece de un triunghi amoros de persoana în cauză. Și dacă n-a fost triunghi amoros, poate să fie, eu știu, o altă dezamăgire, o altă energie negativă, emoție negativă în spatele acestei. Pentru că, știți, faetonul și el trebuie să aleagă. Are doi cai, da? Și să facă, nu să ai un compromis, să reușească să-și folosească cei doi cai, da? Și suferința și bucuria, într-un mod echilibrat. Mulțumesc, mă, nu așteptam de mesaj. Să-i folosească într-un mod echilibrat ca să poată să aibă victorie. E un soi de yin și yang. Adică să fii și pasiv, să fii și activ. Pasiv, meditând la experiențele negative și să nu le mai repeți. Cu alte cuvinte, nu folosești doar un cal, doar pentru că e alb, nu le expuizezi pe acela ca apoi să-l ai pe cel negru. Pentru cei care înțeleg chestia asta, da? Se vrea. Acest personaj ține foarte mult. Ține foarte mult la celălalt. Îl găsește foarte misterios și foarte puternic. Ține foarte mult. Că sunteți voi, că sunt ei, veți vedea în funcție de cum. Opa, așa, am uitat să pun, dragii mei, floricica. Floricica, că ăsta este numărul 3. Am uitat-o să pun. Asta e. Pentru că am descris acele situații aproximativ de două ori, dar un pic se manifestă o schimbare, da? O schimbare. Un fel în care se poate crea stabilitate între cei doi, dacă cel care vrea să vină să cucerească acela impulsiv care a venit nepregătit emoțional și mental, dacă reușește să-și găsească echilibru interior, dar și în restul vieții, prin alte contracte și altfel de relații pe care le are, dacă reușește să-și găsească echilibru, atunci da, poate să manifeste victoria. Da, poate să manifeste faetonul, da? Victoria. Acum instantaneu am mai primit un mesaj. Pentru cine o fi? Nu știu. Dar voi veți ști. În plus, pentru anumite persoane, există o energie karmică, karmică care, asta e, mai fac și cacofonii, care e dezamăgită, știe că a fost pusă într-un trio sau l-a pus pe celălalt în trio, dar vrea cu tot din adinsul, cu tot din adinsul să-l aibă și folosește niște acțiuni nu tocmai frumoase, înțelegeți? Folosește o energie negativă. Din acest motiv, lucrurile nu se vor manifesta. Dacă o energie karmică... atât de... obsedată de a avea pe cineva, nu cred că o să meargă. Asta este un plus, nu pentru toată lumea, vă rog frumos. Trecem la energia dintre voi. Atracția a existat. Poate că lucrurile au fost, nu s-au dezvoltat suficient, este un vale totuși. Poate s-a comunicat sau se comunică într-un mod drăguț, simpatic, să se mențină această flacără și atracție între voi. Poate să fie în prezent sau poate să fie în trecut. E totuși o energie generală. Dar unul dintre voi, cel puțin, a încercat să treacă peste această energie din cauza unor responsabilități.
Și până nu se rezolvă aceste responsabilități, cum a zis mai devreme, poate să fie echilibru, poate să fie o energie karmică, un job epuizant, o relație epuizantă care apasă, da? Epuizantă pentru că există gelozie, pentru că există posesivitate, pentru că se practică niște chestii negative, nasoale. Până nu se rezolvă această problemă, nu se poate manifesta valetul de monede, adică stabilitatea. Mai am un alt mesaj. Dacă cel care a venit are această tendință oarecum imatură, valetul de pâte este imatur. Posibil prin prezent, prin ceea ce am descris mai devreme cu faietonul, care a manifestat turnul în loc să manifeste construcția, da? Din cauza că n-a avut baza corectă, din cauza că a fost imatur în felul în care și-a tratat atracția sau a tratat atracția dintre cei doi. Că sunteți voi, că sunt ei, va trebui să vă recunoașteți. Cine a fost imatur, a trebuit să suporte această separare, detașare emoțională a celuilalt posibil. Tocmai ca să înțeleagă că nu poate să aibă două lucruri, da? Și valet și 10 de spirale, adică și relație, eu știu de care o fi, sau job, sau ce mai fi, cu responsabilități, și această aventură, sau poate nu e aventură, poate doar, poate e atracție pură, da? Dar trebuie să aleagă. Și atunci, cine a fost părăsit sau cine a simțit această detașare, a trebuit să învețe ceva, să transforme. În primul rând să se iubească, pentru că un om care se iubește nu se pune în prea multe situații până ajunge la punctul de epuizare, da? Un om care se iubește își managerizează și responsabilitățile fizice și cele sexuale, evident, și cele emoționale și cele financiare. Eu așa simt aici, că cineva trebuie să învețe să se maturizeze, să se implice total în manifestarea relației dintre voi, eventual. Dar pentru asta trebuie să învețe, da? Să învețe să se iubească în mod de cupe, să se respecte. Să nu mai vadă lucrurile doar din punct de vedere fizic. Asta văd eu acum. Asta văd eu acum. Undeva în subconștient, unul dintre voi trebuie să vă conectați la intuiție. Să țineți de anumite valori, totuși, de anumite principii, ca să puteți să mergeți mai departe. Dar e un mister aici, sunt niște secrete. Așa, pe scurt. Pe scurt. Nu știu ce simt nevoia, totuși, să clarific acest 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe. Deci, dintre cei doi, numărul 3. 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe pentru numărul 3. Sunt multe cărți, da. Da, se dorește împăcarea. 6 de cupe. Dar pentru această împăcare, acest personaj va trebui să muncească. Apare un cavaler de spirale, valetul și cavalerul de spirale. Dacă vrea să cucerească, nu e suficient să cucerească prin fizic, prin această atracție fizică, erotică, ce-o fi, da? Și trebuie să muncească practic. Dar iar văd o energie karmică, iar văd o fostă. Vedeți că sunt două posibilități aici. Două povești apar. Una din ele se manifestă doar pentru unii dintre voi. Pentru ceilalți, acest personaj, repet, trebuie să se maturizeze și să muncească practic în echilibrarea situației, în vindecare, în împăcare. 4 de spirale și regele de spirale, cavalerul de spirale. Da, trebuie să se vindece niște răni, 3 de spade pe care le-am văzut mai devreme. Trebuie vindecate și analizate și înțelese niște lucruri. Hai să vedem energia dintre voi.
Energia intimă dintre voi în această perioadă. Numărul 3, Floricica. Energia intimă. Puteți crește, dar trebuie să aveți pământul potrivit, mediul potrivit. Iar cineva este la răscrucere de drumuri. Poate că asta e. Voi știți pentru cine citesc acum. Energia intimă dintre cei doi, numărul 3. Odată, regele de monede, care nu prea mai e rege. Este cam zguduie și interesant că a picat pe 10 de monede. Ori, este o situație la locul de muncă care afectează energia dintre voi, în general, și în viața intimă. Probabil că are responsabilități și nu puteți să fiți tot timpul împreună, ca doi oameni care vor să manifeste stabilitate. Pe de altă parte, regele de monede și cu 10 de monede. Iar este un personaj care nu este asumat. Face parte din varianta în care există cineva imatur. Este un personaj care nu e asumat. Îi place să, da, să se bucure de senzații, dar să nu se implice. Că de-aia a venit regele de monede. Nu e rege încă. Nu e. Trebuie să înveți. Dacă e o relație karmică, o căsnicie, aceea se zdruncină un pic. Ia uite, la capătul setului de cărți, regele de cupe. Dragoste există. Dar nu se comunică corect. Nu se comunică corect. Hai, o dată. De două ori. De trei ori și tai. Trebuie să discutați față în față, să vă întâlniți. Eventual se dorește să ieșiți undeva la o cafea, ori acasă la voi, ori la el, sau la ea, ori la restaurant. Da, e frumos, 3. 2 și 3 de spade. 8 de cupe, extraordinar, cum se dublează energia. Eu așa simt în această carte, că el vine impetuos, plin de aere, că este un cuceritor, că este el. Și ea îl respinge. Ea, pentru că e foarte emoțională. Poate să fie și intimidată, dar nu știu dacă e musa intimidare. Rămâne de văzut. 3 de cupe. Luna. Și faetonea. Nu știu câte oară când apare faetonea. Extraordinar. Am văzut și regele de foc, de băte. La capătul setului de cărți, 3 de băte. Stagnare, așteptare. Toate și 6 de băte reprezintă așteptare. Vedeți că doamna le așteaptă pe el. Stagnare. Stați pe loc și vă simțiți legați de acest personaj. Și iar așteptați, iar așteptați. Dar așteptarea aceasta ultima se lasă cu sărutări și îmbrățișări. Totuși, ceva se mișcă. Lucrurile se mișcă. Într-o direcție în care vă veți trata de la egal la egal, pasiunea voastră este la fel de mare ca lui, a ei, și vă veți proteja, interesant, regele de bâte care se zdruncină, învață să protejeze și să exprime cu încredere și încredere și delicatețe dragostea pe care o are, pasiunea, atracția. Dar trebuie transformată energia, emoția. Și pasiunea, dar și emoția dintre cei doi trebuie transformată ca să vă împăcați 6 și cu 3. 6 de cupe și cu 3 de cupe. Să vă împăcați. Ca să ajungeți la acest 3 de cupe, trebuie să muncească acest personaj. Și să fie eventual un pic mai implicat. Cavalerul poate să fie implicat cât să cucerească o regină. Sau să vină, să plece și să rămâne în gradul acela mai de jos, de la începutul armatei, cavaler valet, da? Înțelegeți? Să nu se ridice în grad, în responsabilitate, dacă nu se implică, dacă nu dovedește curaj, pasiune, eroism.
Oare de ce mi-am adus aminte de eroina mea? Da, eroina mea. Însă. Repet, această întâlnire și această victorie cu faetonul se poate manifesta, probabil, într-un mod mai secretos. Mă mir că n-a apărut îndrăgostiții sau ceva legat de doi. Pentru că, repet, de câte ori pot, una dintre voi trebuie să aleagă. Una dintre voi, da, exact omul acesta pe care l-am văzut mai devreme, regele de monede care se zdruncină 10 de monede, da? Cel care are o relație karmică sau o altă relație de lungă durată și o altă relație cu voi. Are două relații acest personaj. E într-o confuzie emoțională, trebuie să se înțeleagă. Nu poți să te hrănești în două lucruri. Nu de alta, dar este deja prea mult. S-ar putea să se... Da, trebuie să alegeți, cum am zis mai devreme, între cupa adevărată, asul de cupe și proiecția oglinda. Voi, ei, ambii. Ambii. E o relație destul de provocată, în care trebuie, repet, să se manifeste claritate ca să poată să aibă loc victoria. Să puteți să construiți valetul de monede, ceva concret, și să vă puteți trata de la egal la egal. Pentru că în momentul în care cineva are două relații, clar că nu manifestă în niciuna egalitate, respect, protecție, da? Dragoste, acest rege de bâte se implică total față de regina sa. Față de regina sa, nu față de alte persoane. Nu poți să te implici total față de toate. Este ilogic. Este absurd. Așadar, deocamdată există confuzie. Confuzia este foarte mare în această perioadă. Unul încearcă să se detașeze, celălalt probabil să încerce să se împace. Voi ei, voi știți. Dar, repet, dacă susțineți această confuzie și aceste două relații, voi sau ei care sunteți, că poate sunteți unii care aveți și, o să ajungeți la epuizare și ceva, ori se va afla, ori nu mai puteți să duceți două relații, nu se poate. Da? Și veți dori să vă separați de una ca să puteți să mergeți mai departe. Da? Vedeți cum cei doi voi ce sunt aici, unul trage hoi sau tu cea, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Acum, din punct de vedere intim, dacă reușiți să vă împăcați totuși, dacă se întâmplă ceva, se schimbă ceva, probabil că am destule semne să cred că se va veni de la un drum, se va manifesta un drum după o așteptare. Adică, cu alte cuvinte, o călătorie și călătoria aceea va fi în mașină. Probabil că vă veți împăca în mașină, veți face dragoste în mașină noaptea, da? Și va trebui, mai ales că e destul de fric, să înveți acest personaj să vă protejeze. Sau voi să învățați să vă... Depinde ce sunteți, bărbați, femei, da? Aici văd dragoste în mașină noaptea. Mă special. Bine, acum se întunecă, nu e chiar noapte, se întunecă de vreme, deci nu ar fi chiar atât de problemă. Important e să fie cald, totuși. Dacă încercați în acest sezon, în ianuarie, asemenea, experimente trei de bătăi și mai experimental. Dar dacă se întâmplă, se întâmplă pentru că vă așteptați de mult timp. Și unul și celălalt. Este o perioadă destul de lungă de stagnare, da? Ia uite, pasiunea este. Dar... mognită. Ia uite, regele și regina de bâte, da? Vă potriviți, aveți multă atracție și unul și celălalt. Dar simțiți că luați foc din cauza acestei așteptări. Stați, mai, sunteți încinși tot. Sunteți încinși înainte să vă întâlniți. Și când vă veți întâlni, se lasă cu scântei, evident. Hai să vedem ce ar mai fi. Aș vrea totul să clarific. Luna, te rog frumos, clarificăm luna. Clarificăm luna. Sper că v-au plăcut etarele de acestea. Le promovați și voi. Deși apreciați-le și promovați, da.
6 de bâte. 6 de bâte în cuceritor. E un cuceritor. Probabil acest personaj visează să vă cucerească, în cazul în care nu s-a întâmplat. Visează că e luna, visează să vă cucerească. E și o proiecție. Da, acum mai simt alt mesaj. Acum e o altă variantă, poate celălalt. Varianta feminină. Visează să fie cucerită, visează să fie atinsă. Și aici trebuie să discearnă, pentru că va fi epuizant. Să discearnă între proiecție și dragoste. De fapt, la cine visez? Ce e foarte interesant este că apare într-un mod neașteptat împărăteasă. Aia, vedeți că, vai, mai, deci totul se alege, steaua. Se va manifesta ceva frumos, zero, steaua, asul de cupe, îndrăgostiții, turnul și împărăteasa. Arcane foarte, măi, dar numai arcane. Vedeți, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcane. Dar astea într-un plan subtil, nevăzut. Într-un mod neașteptat se va manifesta, nu întâmplător ați ales această floare. Floarea cine reprezintă cel mai bine decât împărăteasa, creșterea. Dacă veți fi împreună, și cred că unii veți fi, pentru că vă doriți foarte mult 0 și steaua, să vindecați 0 și 1, să vindecați pentru o dragoste pură, adevărată, se va alege până la urmă. Se va alege dragostea, nu știu când, va fi alegere neașteptată a cuiva. Dar și întâlnirea dintre voi va fi extraordinar de, dacă pot să zic extraordinar de explozibil. Pentru că explozia în general e extraordinară, da? Ca și artificiile, sunt frumoase, dar te sperie un pic. Cel puțin mie îmi plac, dar mă sperie. Da, într-un mod neașteptat va fi. E, evident, și un orgasm. Că tot am pus tantra, interesant. Afară de faptul că orgasmul va fi foarte intens, se va trezi kundalini în viața uneia dintre voi. Energia feminină este foarte puternică în această etalare. Energia feminină este foarte puternică. Cam atât. Ha? Hai să vedem totuși finalul. Nu mai stați un pic. Finalul totuși. Reușiți ceva ce se mai întâmplă? Pentru că acelea sunt în domeniul nevăzutului, necunoscutului, subtilului, care se vor manifesta la un moment dat, cândva. Acum? Dar eu cred că totuși. Uf! Extraordinar! Stagnare... De fapt, după o perioadă de așteptare, se va manifesta întâlnirea, într-un mod misterios, iar e luna, într-un mod misterios, secretor, vă veți întâlni în secret, mai. Vă veți întâlni în secret, clar. Pentru că nu puteți, sunteți legați, într-un fel, unul față de celălalt. E o așteptare. Deocamdată e așteptare, dar când se va întâmpla, nu aștept să-mi povestesc pentru că sunt lucruri prea intime. Da, e o așteptare, iar decizii. Da, există justiția. Cineva care trebuie să facă, să ia o decizie clară, să gândească clar, dar nu poate să gândească decât când e în echilibru emoțional. Altfel nu poți să gândești clar, nu? Am zis, mintea e în direct relație cu emoțiile și invers. Da, deci el nu știe cum să abordeze situația, pentru că n-a simțit atâtea emoții cum simte față de voi. El. Eu cred că este un el. Dar poate să fie și ea. Oricum, simțiți. 9 de cupe înseamnă speranță, steaua pe care am văzut-o mai devreme. Simțiți că este altfel. Și vreți să cuceriți acest altfel. Vreți să cuceriți această dragoste. Frumos. Sper să vă bucurați. Nu aștept detalii pentru că nu e frumos. Dar sper că v-a fost suficient. Nu pot să vorbesc chiar așa direct. Pentru că e totuși un post public și nu-i bine. Ați înțeles voi și simțiți voi mai bine ce trebuie să simțiți. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup mai bine. Ciao, ciao! Hai închid.